Sunt într-un cartier fantomă al orașului Harkov. Vedeți în spatele meu distrugerile provocate de invazia rusească. Sunt zeci de astfel de blocuri de locuințe lovite, distruse, arse în această zonă. Încă din primele zile ale invaziei rusești s-au dus lupte grele în estul și nordul orașului Harkov. Aici nu mai locuiește nimeni. Peste 600.000 de oameni au plecat în primele zile, în primele săptămâni din Harkov ca urmare a invaziei rusești. S-au dus lupte foarte, foarte grele pentru oraș. Din fericire, ucrainenii în cele din urmă i-au respins pe ruși, dar cu prețul foarte multor pierderi de vieți civile, întrucât rușii au atacat astfel de clădiri civile, blocuri de locuințe, școli, spitale, chiar și o catedrală unde oamenii căutau adăpost. Haideți să vedem care sunt distrugerile produse și în alte locuri de către armata lui Putin. Aceste locuri de joacă pentru copii pe care le vedeți în spatele meu sunt pustii de un an de zile, de când rușii au năvălit peste Harkov și peste multe alte orașe ucrainene, făcând ca populația civilă să se refugieze în alte țări, în Polonia, în România sau în vestul Ucrainei. Aceasta este, probabil, este clar cea mai mare oroare din secolul 21 din Europa și este cel mai distrugător război de la al doilea război mondial încoace în Europa. Ia uitați, da? Asta este ce aduce Putin, ce oferă Putin umanității și civilizației noastre. Ia uitați! Vedeți? Toate aceste clădiri, toate aceste blocuri de locuință au fost lovite de ruși, au fost atacate de ruși cu rachete, cu obuze de artilerie. În toată această zonă nu mai locuiește nimeni, de aceea vă spuneam că este un cartier fantomă din Harkov. Suntem obișnuiți cu conceptul de orașe fantomă. Aici este un cartier cât un oraș, pentru că probabil că sunt zeci de mii de oameni care locuiau aici, în aceste zone lovite de ruși. Zeci de mii de oameni, dintre care acum nu mai este nimeni. Sporadic am mai zărit câte o lumină aseară când am trecut pe aici, dar acum merg în alte zone, nu în zonele prin care am trecut ieri, pentru că acest cartier este uriaș. Este uriaș, ar putea fi cât un întreg oraș din România. Un oraș mai mic, poate de 10.000 de oameni, 20.000 de oameni. Uitați-vă cum toate clădirile din spatele meu sunt afectate. Toate. Vedeți? Toate sunt. Toate clădirile sunt afectate. Vedeți o altă clădire, un alt bloc de locuințe, la fel înnegrit. Vedeți și aici o clădire distrusă. Sunt oameni, sunt jurnaliști români care au făcut lucruri extraordinare. Sunt și alții, sunt și jurnaliști din Republica Moldova care au realizat reportaje foarte valoroase despre ce se întâmplă în Ucraina. Îmi doresc să fie cât mai mulți astfel de jurnaliști români care să arate, să prezinte realitățile de aici, să prezinte adevărul. Pentru că totodată vedem în România foarte mult fake news, foarte multă propagandă pro-rusă și sunt și pe social media postacii aceștia care nu știu altceva decât să înjure și să atace la persoană sau să posteze fake news. Deci ceea ce încerc eu să fac aici și ceea ce au făcut și alți corespondenți români în Ucraina a fost să prezentăm publicului din România informație de la sursă, direct de la sursă. Și următoarele blocuri sunt la fel de distruse. Ia uitați! Și aici, vedeți, în partea de sus a clădirii, sunt urmele loviturilor. Și aici sunt distrugeri. Pur și simplu au dispărut balcoanele. Ia uitați. Ia uitați aici. Au dispărut balcoanele. Vedeți? Au dispărut balcoanele. Nu mai sunt balcoane. E limpede că și aici au fost rachete sau obuze care au lovit aceste ținte civile. Ce vedeți? Sunt crime de război. Sunt crime de război pentru că este interzis, conform Convenției de la Geneva, să ataci zone civile. Ceea ce rușii iată că au făcut, fără niciun fel de jenă. Și asta au făcut în întreaga Ucraina, pentru că sunt multe orașe ucrainene distruse, distruse complet. Știți că se duc lupte teribile la Bahmut. Acolo armata ucraineană se retrage ordonat. Dar sunt lupte crunte, sunt lupte foarte dure. Și scopul rezistenței ucrainene a fost să distrugă cât mai mult dintre trupele de asalt ale rușilor, pentru a slăbi forța ofensivă a Rusiei. Și am ajuns la încă o clădire cu distrugeri teribile, terifiante, imediat o să le vedeți.
Gândiți-vă, repet, gândiți-vă că aici ați fi putut locui dumneavoastră. Sunt blocuri de locuințe foarte asemănătoare cu ceea ce vedem în România, în orașele din România. Sunt blocuri de locuințe cum avem în foarte multe orașe din țara noastră. Și iată ce orori, ce tragedii s-au petrecut aici. Gândiți-vă la emoțiile încercate de acești oameni. Adulți, copii, persoane în vârstă. Ia uitați. Care au trebuit să îndure așa ceva. Cum este să-ți vezi casa distrusă? Să-ți vezi casa în flăcări? Și nu de la o situație naturală sau de la, eu știu, o defecțiune, de la un incendiu care se poate petrece și în vremuri de pace. Nu, aici, în mod deliberat, aceste clădiri au fost lovite de ruși care au încercat să terorizeze populația ucraineană. Au încercat să țină oamenii sub teroare pentru a-i face să părăsească aceste zone, pentru a lăsa apoi orașul pradă invadatorilor ruși. Știți foarte bine că rușii au recurs la asta, cum au făcut de multe alte ori în istorie, au deportat oameni, și acum au făcut deportări, au deportat ucraineni în Rusia, au deportat copii în Rusia, deci au făcut niște crime îngrozitoare și trebuie judecați. Putin și acoliții lui trebuie aduși în fața unui tribunal internațional, un tribunal care acum urmează să fie înființat. Au fost strânse zeci de mii de dovezi pentru zeci de mii de crime ale rușilor. Am făcut un interviu cu laureații Premiului Nobel pentru Pace din Ucraina, Center for Civil Liberties, îl găsiți pe newsweek.ro, un interviu cu directora executivă care spunea că această organizație împreună cu alte aproximativ 30 de organizații au strâns dovezi pentru documentarea a peste 28.000 de crime de război comise de ruși în Ucraina. Deci, pentru așa ceva, pentru niște orori de asemenea magnitudine, este absolut necesar să avem un tribunal internațional, este absolut necesar să existe o judecată în fața istoriei, în fața umanității, în fața lumii civilizate. Pentru că alți tirani pe viitor să nu mai facă așa ceva. Putin trebuie să piardă în Ucraina, trebuie să piardă acest război pentru ca nici el și nici alți tirani să nu mai dorească pe viitor să inițieze astfel de acțiuni agresive, să-și atace vecinii, să producă asemenea crime de război terifiante și pe scară largă. Ia uitați aici. Uitați realitatea, da? Aceasta este pacea rusească, ruski mir. Mai este, ucrainenii au această vorbă, dar e celebră, e folosită în multe contexte, ruski mir. Pacea rusească. Lumea rusească, pacea rusească, are mai multe sensuri. Dar vedeți cum arată clădirile. Asta a adus Putin în Ucraina. Da? Asta a adus și asta este realitatea. E deprisos să vă spun că aici alarmele sună în fiecare zi, în continuare. În ultimele 24 de ore au mai fost răniți, au mai murit un civil, au fost bombardamente în regiunea Harkov, nu în oraș, dar în regiune. Harkovul, vă spuneam, este al doilea cel mai mare oraș. Este al doilea cel mai mare oraș din Ucraina. Haideți să vă arăt ce a rămas din acest bloc. Ia uitați ce a făcut aici Putin. Vedeți? Ia uitați ce a făcut aici Putin. Iar astea sunt crime de război. Pentru că sunt zone civile. Și conform Convenției de la Geneva, nu ai voie, nu ai dreptul să ataci ținte civile. Că este un fel de muzeu al ororii în aer liber. Este un cartier fantomă în care oamenii vin și pot să vadă ce se întâmplă.